Consiliul Municipal Chișinău nu se va întruni în ședință cel puțin până în data de 10 aprilie. Decizia a fost luată după ce anterior autoritățile centrale au interzis din cauza alertei privind răspândirea virusului COVID-19 toate evenimentele la care participă mai mult de 50 de oameni. Coronavirusul a băgat spaima și în consilierii municipali. Niciunul nu a venit la ședința de astăzi după ce s-au înțeles să amâne întrunirile pe o perioadă nedeterminată. Totuși, legal, această perioadă are un termen maxim până în data de 10 aprilie. Dacă până atunci nu se votează proiectele de pe ordinea de zi, ședința se închide automat. Ținând cont de măsurile luate la nivel central și la nivel local, ce țin de lupta împotriva transmiterii și îmbolnăvirii cu acest virus, consultând fracțiunile din municipiul Chișinău, în calitate de președinte a ședinței, am decis următoarele. 1. Amânarea ședinței pe un termen nedeterminat. La primăria Chișinău se iau și alte măsuri de prevenire și răspândirea virusului COVID-19. Vizitatorii sunt primiți doar în hol, iar toți cei care intră în clădire trebuie să folosească dezinfectantul de mâini pus la dispoziție.